Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Ca de fiecare dată este un făcut așa, de câte ori sunt sărbători, suntem alături de prietenul nostru, de șamanul nostru, Dragoș Iliescu. Parcă Dumnezeu așa le aranjează încât toate sărbătorile să le facem împreună. Da, mulțumim Dumnezeu, ce să spunem. Bună seara tuturor! Sărbătorim zilele acestea, sunt zienele. Sânzienele, se spune, că deschid porțile cerului și lumea de dincolo vine în contact cu lumea pământeană. De aceea, în multe zone din țară se fac pomeni, se fac pomeni ca de moși de sânziene. Se spune că sânzienele, care sunt zâne bune, dacă nu sunt respectate, se răzbună amarnic pe cei ce nu le respectă. Da, cred, ca și elele, ca și drăgai, ca celelalte, drusalile. Sunt zienele, se mai numesc și drăgaică. Da, drusalile sunt da. Contraponderea negativă. Mare atenție pentru cei care sunt în concedii, pentru cei care sunt aproape de ape, să evite să se avânte în larg, pentru că se știe că în ziua de drăgaică apa cere suflete. Așa se spune. Da? E posibil. Trebuie să fim atenți, să avem credință în Dumnezeu sau să sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și am scăpat de păgânism. Cu toate că elele există, rusalele există și aceste obiceiuri într-adevăr corespund cu anumite fenomene, le spunem naturale, da, natural, spirituale din mediul nostru înconjurător. Dar în momentul în care devenim cu adevărat creștini și ne legăm de un spirit înalt, cum e Ioan Botezătorul, care de mic a stat în pustiu și n-a stat în calea lui nicio minciună, nimic, eu zic că ne agățăm bine. Și nu zic să-i ispitim pe Dumnezeu, fac baie că sunt prieten cu Ioan Botezătorul. Dar să ne bazăm și pe ei. Poți să intri în apă, nu te avânta în larg, nu te expune la pericole. Da, și asta e adevărat. Și să mergem pe lângă sfinții ăștia mari, părerea mea, eu așa am ales pentru mine, spun și eu ce cred eu. Dar asta e adevărat. Hai să vorbim un pic despre cine sunt sânzienele. Sânzienele sunt asociate sărbătorii nașterii Sfântul Ioan Botezător, așa cum ai spus și tu. Sânzienele își au originea într-un străvechi cult solar. Vezi, abia am intrat în vară, da? Și sărbătoarea de sânziene se mai numește și cap de vară. De ce a început vara? Da? Foarte frumos. Numele de început de vară, da. E legat de solstițiu, încă suntem în zona solstițiului, nu e doar atunci pe 21 la ora cutare. Da, e maximul. Sigur. Dacă toată poate să fie frecvența ta și, să zicem așa, ce te aduce ție cu o zi, două înainte sau după, poate și o săptămână. Deci așa în e. zona solstițiului, în jur de solstițiu, se într-adevăr corespund aceste, despre ce vorbim, începutul verii, drăgaica, plante medicinale, sunt multe. Și e astrologică treaba. Noi oamenii suntem solari. Deci, dacă vrei, este ziua vieții. Da. Da? Este. Și Ioan n-a venit la viață aiurea. Deci el a venit la solstițiu de vară. Ca și Hristos pe 24-25 decembrie, solstițiu de iarnă, el a venit la solstițiu de vară. Deci aceeași alegere pentru mari entități. Nu știu de ce. Cred că se coboară mai ușor, mai mult bagaj, ceva de genul. Ei, numele de sânziene se referă la trei elemente strâns legate între ele. Primul element definește zânele, da? Al doilea, zânele bune, că ele sunt practic zânele bune. Sunt zilele în care înflorește floarea cu numele de sânziană și Da, galbenă. Aici chiar vreau să le spun, să le doresc tuturor celor care poartă acest nume frumos, să le spun la mulți ani. Și al treilea element visează chiar sărbătoarea în sine de 24 iunie.
Este o zi extrem de specială și în calendarul ortodox este trecută la sărbători cu cruce roșie. Deci la sărbători mari. Ce ni se atrage atenția din scrierile străvechi este să nu muncim în zile de sânziene. Pentru că așa cum pot să aducă bine, pot să aducă și rău dacă sunt necinstite. Ori a munci în ziua lor, în ziua lor de sărbătoare, a nu le cinsti cum se cuvine, atunci se pot răzbuna și devin la fel de rele ca și celelalte surori, sânzienele. Rusalii, da. Da, rusalile, pardon. Da. Așa. Da, oricum, dacă trebuie să faci o lucrare urgentă, eu zic că nu se cheamă muncă. Muncă e când transpiri pentru bani. Dar, de exemplu, la animale să le dai sau, de exemplu, E să le bine, asta mânci. trebuie să le dai de mâncare și ce e în gospodărie. Totodată ți se permite să te duci să culegi plante de leac, tot o muncă e, nu? Deci Da. trebuie să culegi, pentru că sunt foarte puternice în zilele astea, se spune. Așa este de Sfântul Ioan. După 21 se culeg atunci, o săptămână. Acum am fost puțin întârziați, nu știu ce să spun, de cel puțin pe aici. Foarte multă ploaie, deci totul e întârziat. Dar ne bucurăm că e pace, ne bucurăm că e liniște. Și mai sunt și ani de ăștia ploioși, acum sper să nu vină o secetă mare. La București cred că deja a început. Și aici a fost ploaie, dar acum e frumos afară, e cald, e soare, e cam prea cald pentru că e umiditate foarte mare Da. și e ușor sufocant, așa, dar e vară. E bine. Deci, din punct de vedere al solstițiului de vară, acum e egal. Suntem even. Egală iarna cu vara, noaptea cu ziua. Cam totul e în echilibru. Am putea face lucruri echilibrat. Să încercăm să ne echilibrăm, aș zice. Adică, acum e momentul. Să cerem echilibru. Știi ce Dacă vreau nu să te suntem și întreb? noi nimeni echilibrat, să cerem echilibru. Vreau să te întreb cum arată grâul. Frumos. Eu am pus căpun în grădină și grâu și porumb să văd cum arată. Nu că am vreun lan de grâu, am așa 1 metru pătrat de grâu. Și arată foarte frumos. Deci a crescut frumos. Da. Pentru că așa cum arată grâul de sânziene, așa va arăta recolta de grâu A, pentru da. anul respectiv. Vezi tu, fetele de sânziene la țară își făceau coronițe din spicele de grâu. Și din sânziene făceau, Din cu sânziene. sânzienele se bagă sub pernă și știi cu cine o să te măriți, visezi. Da. Frumoase obiceiuri, se mai țin? Mai ține cineva Cine vrea obiceiuri? ține? Uite, aflăm. Acum poți să ții orice obicei vrei, dar eu vă recomand să faceți un obicei de fiecare dată când vreți să faceți un obicei. Respectiv, abandonul total în mâna lui Dumnezeu. Doamne, destructurează toată creația mea. Deci tot ce vezi în jurul tău, cât de bine ți s-ar părea, se putea mai bine. Și atunci eu zic, Doamne, destructurează toată creația asta mea, eu ți-o dau ție. Ia toată creația e o forță, oricum ce ai făcut s-a forțit în o energie și are o energie. Așa cum e viața ta, are o energie. Și alchimizează-o, transformă-o tu așa cum crezi că se restructurează mai bine. Și în momentul ăla când ai zis așa, în primul rând ți-ai o grijă de pe suflet, aoleu ce mai fac și mâine, cu ce mai încep, cu ce mai așa. Și pe de altă parte vei constata cum se așează de frumos și zici că, Doamne, ce potriveală, ce noroc, ce bine s-a așezat așa. Așa că folosim și perioada asta solstițiului să facem tot aceeași practică, respectiv, Doamne, preia toată viața mea, toate particulele care înseamnă viața mea, că suntem făcuți din energie, că vedem noi materie. Da, nu e materie, e energie condensată. Și o țesătură, o structură, se cheamă viața noastră, care dacă noi o dăm lui Dumnezeu, se poate transforma în aduce anul, ce aduce ziua sau clipa sau secunda. Dumnezeu poate să facă orice. Orice, să te însănătoșească brusc, să te întinerească brusc. Ce vreți voi? Ce vă trece prin cap? Numai să avem credința suficient de mare să înțelegem că poate să facă orice.
Absolut orice. De la sărac la bogat, de la bogat la sărac, de la frumos la urât și invers. De la urât la frumos. Orice. Numai că eu zic că cea mai puternică cale de a ajunge la acest orice este, Doamne, preia toată forța existenței mele, creației mele. Că dacă eu am ajuns în punctul ăsta care am cu tare, cu tare, cu tare, n-am cu tare, cu tare, cu tare, și așa mai departe, sunt cu cineva sau nu sunt, asta este proiecția minții mele. Atât a putut să ducă mintea asta mea. Atât mi-am imaginat, atât am creat. Că tu nu-ți dai seama dar ai creat. Zici, eu n-am creat așa ceva, eu nu. Eu vroiam să am un soț sau o soție mai ceva ca albă ca zăpada sau ca făt frumos și uite că nu e și uite că nu știu ce, dar să știți că e creat de chiar mintea ta. Ce ai în față e creat de mintea ta. Și atunci dacă ai înțeles asta, chiar dacă nu înțelegi cum s-a întâmplat, din alte karme, din alte concepte care nu ți le explici acum sau nici măcar nu știi că ai conceptul ăsta de viață, s-a ajuns la astfel de situații în care creația ta arată așa. Bun. Ca să scapi de această situație, trebuie să abandonezi totul în mâna lui Dumnezeu, să-i cer lui să schimbe totul. Eu ți-am dat ție, Doamne, toată forța mea, tot ce am creat, tot. Acum, tu așează-le după planurile tale divine, după voința ta divină, după mintea ta divină și eu îți mulțumesc că merg liber spre cum să zic, creația ta, care se va manifesta în viața mea. Și chiar să ai sentimentul de eliberare. Că nu mai e tu treaba să te gândești, dar mâine ce fac? Ai zis. Dumnezeu face. Da. Și vara se întâmplă multe. Acum se coc roadele, acum ne coacem și noi. E frumos vara. Vara nu te gândești că vine iarna. Rar oameni care își fac vara sanie și iarna car. Rar. Vara încep să mănânci roșii și brânză și nu mai este mâncare, nimic. Păi Dar nu e da, așa. vara adunăm, ne încărcăm cu vitamine. Cu ce Da. trebuie ca să trecem iarna, ușor, să stăm afară cât mai mult pentru Soare, vitamina D. mare Și pentru nu e noi. tot una cu D3 și cu D3 cal, ca să știți. Nu, nu este, bineînțeles că nu este, nici vorbă. Da, spunem ce obiceiuri se mai țin, ce știi tu? Ce faci tu de sânziene, de exemplu? Un foc, facem un foc, pentru că la foc am văzut ielele. Cu băieții mei când erau mici, cu unul din băieți, că unul se culca, se era prea mic. Iar celălalt le-a văzut, stând noi la foc, ultimii rămași, cel mic se dusese, maică-sa la culcare, și ne-am mai rămas la foc. Și nu făceam mare lucru, stăteam și ne uitam în foc. Și deodată copilul Le-a văzut dansând. văd niște femei. Eu nu l-am speriat, da? Și cum sunt? Uite așa albe și cum, mișcă așa, bun. Cam desenele cu ele. Și fața cum e? Sunt frumoase. Nu se vede că e ca o gaură. Exact ca în acele desene. Dacă dați pe internet că ele sunt ziene, o să vedeți că sunt niște fete fără față. Așa le-a văzut și el. Așa sunt. Și zic eu, Ian, întreabă-le ceva, să vedem ce zic. Numai ce și-a dorit și el a auzit. Și i-au răspuns, i-au spus niște lucruri frumoase despre noi. Au zis că eu am grijă de el, de ei, de copii, și că îi iubesc foarte mult și ceva, atâta mai țin minte. Și atâta. Și pe urmă zic, ia mai întreabă. Și când au dispărut, s-au dus. Deci pe noi nu ne-au bruscat, nu le-a speriat, practic, pe copil, că eu nu le-am văzut. Și ba chiar ne-au lăudat. Deci și ele vin cu vești bune dacă uite, facem un foc. Eu un foc am văzut. Asta a fost sărbătoarea pentru mine. Că m-ai întrebat ce fac. Asta o să fac și acum, probabil. Un foc. În seara de sânziene. Și încerc să, ce? Să poate pun în focul ăla, că eu știu că ele primesc. De ce să nu pun? Să pun niște zahăr sau miere. Niște ulei. Toate lucrurile astea, arderile astea de tot, sunt obiceiuri păgâne, păgâne într-adevăr. Dar dacă vrei să oferi o prăjitură unei sânziene, faci un foc și pui zahăr pe foc. Zahăr, mălai, cereale astea sunt pentru sănătate, ele le primesc acolo, toate aceste roade.
Și miroase frumos. Dacă o să puneți într-un foc ulei cu mălai și cu zahăr, să vedeți ce frumos miroase fumul. Chiar miroase frumos. Dacă pui niște flori, sunt pentru frumusețe. Dacă pui niște plante medicinale, sunt pentru sănătate, plante medicinale. Dar de fapt ele sunt pentru sănătate pentru că tu le oferi sânzienelor și spiritelor naturii și ele îți dau înapoi sănătate, cum ar veni. Le dau salvie, lor le place salvia. Sau le dau zahăr, v-am spus, e ca o prăjitură arderea zahărului. Și poate o să le fac și treaba asta, că dacă vrem să facem ceva pentru ele, adică să comunicăm, ca și cum le-am invitat la noi, să mănânce o prăjitură. Da. Fumul ăla pentru ei înseamnă ofrandă. Putem să facem și o rugăciune. Nu cred că se supără nimeni cu o rugăciune. Putem să îi facem Sfântului Ioan Botezătorul o laudă că el a mâncat numai flori și miere sălbatică. Aia a mâncat. Și deci De, cred că era foarte prieten cu ele. este foarte bine să faci ritualuri de astea de divinație pentru casă, pentru gospodărie, pe fetele nemăritate, pentru a-și găsi ursitul. Atâta timp cât le respect sărbătoarea, repet asta, ele vin în ajutorul tău. Da, și chiar vin. Eu am avut experiențe mai multe și cu spiritele pământului, gnomii și cu ele, deci sunt reale, există așa ceva. Și există și la apă, dacă vreți să faceți la o apă, să zicem, o idee, nu știu, undeva un lac frumos, acolo sunt nimfe, sunt sirene, cum ar veni, nimfe, spiritele apei. Dacă nu știți ce să faceți, dați spuneți un pic, cum e cu nimfele, ce fac ele, cu ce poate să ajute apa, cu ce poate să ajute apa. Apa e chiar și un program, un cristal lichid. Apa ajută cu multe, cu spălat, cu curățat, cu... Nu? Nu folosim apă să ne curățăm, să ne spălăm. Noi să ne spălăm, simțim că suntem murdari, ne ducem la o apă, la un izvor undeva, unde sunt nimfele și le rugăm pe ele și le dăm și lor o ofrandă. Le punem niște flori așa pe apă să cadă la vale, o coroniță, cu sânziene, cu ceva flori. Și acolo se va primi. Orice atenție, ca și la noi oamenii, se primește. Dacă cineva dă ceva, o floare, nu? Nu, te bucuri, te bucuri. Te bucur. Așa e și la el. Îți dă un bomboan. Mă Aia gândesc poate... câte obiceiuri frumoase și adevărate aveau oamenii înainte, cum știau. Noi citim acum și ne minunăm, nu? Se spune că cucul încetează să mai cânte înainte de sânziene. A, da, gata cu Google, gata, da. Și dacă cântă chiar și în ziua de sânziene, înseamnă că o să fie o vară secetoasă. Oamenii știau din aceste superstiții, din asta, vezi, repetate, au tras concluzia că, uite, dacă îl cântă chiar în ziua de sânziene, s-a întâmplat ca vara să fie secetoasă. Dacă se oprește cu o zi, două înainte, înseamnă că o să fie un an cu recoltă mare. Lucruri la care astăzi noi nu mai avem, nu că nu avem acces, nu le mai vedem. Păi Nu nu le folosim că avem. avem pe telefon. Și avem și multe informații de la alți oameni care s-au substituit vechilor obiceiuri și ne spune ce să facem. Televizorul ne spune, sau eu știu cine. Dar înainte nu exista așa ceva, media, entertainment și conexiunea asta. La Și voi ne spune... s-a făcut astăzi vreo petrecere acolo, că se fac dulciuri de sărbătoarea de Sânziene. Se fac, se fac, da, se fac. Da, au fost. Se mai Suntem. adună oamenii. Da, se adună. Da, bine, acum nu mai sunt ca înainte necesitățile. Oale, se spărgeau oalele, că aici era comerțul, mergea, pentru că o oală nu puteai să o ții ca acum o farfurie de arcopal. Așa. Aia, cam se spărgeau multe de ele. Și se cumpărau oale noi și se cumpărau linguri și multe. Dar acum nu mai e, sunt tot același. Mai sunt ceva dulciuri care zici că ar fi bâlci, dar produsele nu mai... Nu, dar mai vin, mai montează lanțuri, fac Da, fac de asta. astea Da, pentru fac. Da, copii. Fac? Asta e frumos. fac. Și încă unele mai specializate, gen circ, bâlci, de ăsta.
Mai sunt cu lanțuri. Sunt cu mai multe mașinuțe de astea. Da, sunt din Da, asta. sunt. Sunt. Oamenii încă îi văd că mai au, cum să zic, cheful de a ieși din casă să treacă pe acolo. Te duci să-ți binecuvântezi animalele în ziua de sânziene? Că zicea că așa Da. se spune, să le binecuvântezi și pe ele. O să le binecuvântăm și pe ele le binecuvântăm. Practic, dacă un om începe să trăiască în adevăr, așa cât de cât, că nu trăim nimeni, nu e nimeni în adevăr, dar să începem să considerăm că în fiecare zi trebuie să binecuvântăm și orice privire e de binecuvântare. Și împărtășania e orice bag în gură și beau. Nu doar Sfânta Împărtășanie făcută prin Euharistie, dar dacă te gândești că tot ce bagi în gură e trupul lui Hristos și ce beau este din sângele lui, lichidele lui. Așa și cu binecuvântatul în ziua de sânziene. Binecuvintez mereu când le văd. Și eu o să fac în mod special, dar simt că e binecuvântat. Mergând tot timpul în binecuvântare. Adică prinzi mai multe momente într-un an, dacă te gândești tot timpul la recunoștință. Da, Și uite, cam așa. apropo de ape, spune că nu este bine și nu este voie să te apropii de ape sau de răscruce de drumuri dinaintea apelor. Acolo se află sânzienele, aici sunt trecute ielele în perioada de dimineață, foarte devreme, la 4 dimineața, sau seara când se noptează. Ele stau și joacă acolo chiar la răscrucea drumului. Ceea ce spuneai și tu că au văzut băieții tăi. Da. Și se mai spune în tradiția populară că nu este bine să calci în locul în care ele au jucat, pentru că rămâi strâmb. Probabil, depinde acum avans de frecvența fiecăruia și de deschiderea lui. La mine au venit cu mesaje pozitive. Și mă gândesc că deasupra focului acolo ar fi jucat. Nu știu ce să zic. Da. Hai să vorbim puțin despre noaptea în care se deschid cerurile. Deci, noaptea asta se deschid cerurile Da. și se spune că spiritele celor trecuți dincolo vin acasă. Da, se creează o breșă de, cum De să asta zic, se fac de pomeni. securitate. Da. De asta se fac pomeni, iar oamenii intuitivi, oamenii care știu să-și controleze visele, pentru că există și oameni care reușesc asta, pot să comunice cu spiritele celor trecuți. Da, este nu doar posibil, ci real, e o realitate asta, noi trăim cu ei, dar au și programul lor, e un pic diferit față de aici, în sensul că ei acolo nu mai pot să se străduiască, să evolueze, să facă rugăciuni, de exemplu, decât dacă au ajuns în rai, dar altfel acolo nu mai poți să faci ca aici. Vrei, când vrei tu, poți să faci o rugăciune, o cerere la Dumnezeu, sau o rugăciune către Dumnezeu. Și atunci, de-aia vă zic că e bine să o facem acum. Ei au un program pe cer lui, să spun așa, cât au putut să facă în viața asta și ce mai putem noi de pe aici sau cei rămași să le mai ridice nivelul prin slujbe de pomenire și prin, să zicem, fapte bune în numele lor. Cam așa se pot ei îndrepta acolo, prin noi. Și ce se mai roagă biserica, drept slăvitoare pentru ei. Și, într-adevăr, în timpul când solstițiilor, cerul și cu pământul au niște canale mai mari de comunicare, să spun, niște magistrale mai mari, în cap mai mulți. Că oameni evoluați și anumite misiuni, se întâmplă această comunicare în permanență. A fost Carla de Metrescu cu unicul lui cu care a scris cartea. Venea în fiecare seară și îi dicta. Altă îngăduință, alt pașaport. Dar când e solstițiu, e pentru toată lumea. De-aia se face pomenirea morților și ar trebui să se facă o comunicare, sau să spunem așa, niște slujbe. Și niște slujbe, nu doar pomeni. Facem pomeni, mănâncă lumea numele lucrătoare și se primește acolo, într-adevăr, pentru spirite flămânde. E un lucru bun, dar pentru spirite care nu sunt flămânde,
Păi am o situație de asta, nu-l interesează mâncarea. Mai degrabă îl interesează să te rogi pentru el. N-are foame. E adevărat. Și uite ce frumos pomenile care se fac în zilele astea de Sfințenie. Pentru cei adormiți, trebuie să fiecare pachetel trebuie să aibă și o floare pusă. Trebuie să dai și un buchețel de flori, dacă se poate, de sânziene. Este extraordinar, un agiu pe care îl aduci sărbătorii și lor. Pentru că, iară, se spune că dacă nu le cinstești cum se cuvine, ele se supără și aduc ploaie, grindină, vijelii, distrugând toate recoltele. Da, dar vă spun că nici ele nu fac de capul lor. Când toată inima și toată mintea ta se duce la Dumnezeu, nu mai intri în jurisdicția lor. Deci ce povești frumoase țeseau oamenii pe lângă fiecare sărbătoare, pentru fiecare eveniment pe care îl treceau în timpul anului, pentru fiecare zi din an aveau o poveste. Păi e o poveste reală, adică tot ce ai spus se poate întâmpla. Eu am spus că nu mai ești în această, să zicem, 100% să ți se poate întâmpla aceste lucruri atunci când tu ai trecut la nivelul următor care se cheamă Hristos. În momentul în care tu te-ai unit cu Hristos și ai înțeles asta, bine, toți ne-am unit, că toți ne-am botezat și așa a zis nașul, noi suntem uniți teoretic prin botezul nostru, dar când chiar o faci, atunci oricum ție nu-ți pasă, nici nu te gândești la niciun nimic. Că ești unit cu Hristos și zici, Doamne, facă-se voia ta, dar nici nu ispitești în momentul ăla și nici nu ești pasibil de pedeapsa unor sânziene sau ele. Pentru că se vede chiar amprentat în aura ta icoana Mântuitorului atunci când ai o preocupare. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc. Veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi să te ia filmul cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce au avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine, acum merge. Eu zic că torsă lui cel care l-a reglat. Zicea părintele Arsenie Boca că eu îi văd pe cei care se vor mântui, că văd dragostea care au pentru Hristos imprimată în ochii lor sub formă de icoană. Și asta se chema mântuire, pașaport de mântuire. Așa că nu trebuie să faci mari rugăciuni, mari practici, părerea mea, ci să-L iubești pe Iisus Hristos, să încerci, să te convingi singur că este merită. E primul depus între toți, ai tăi iubiți și unde vrei tu să-ți trimiți dragostea. Poate vei la copil, copilul tău, poate vei la iubit. Asta e. La mașină, la casă, la ce vrei, la moștenire. Dar ar fi bine să o trimiți prima dragoste și cea mai mare la Iisus Hristos, Dumnezeu, bineînțeles, Tatăl și Mama Maria. Această familie, așa, eu nu pot să mă gândesc doar la unul, mă gândesc la tot. Ca la o familie. Și le spun că vreau și eu să fiu în familia lor. Dacă mai primiți un membru, și primiți, că știu că așa ziceți și că vreți și primiți cu drag, luați-mă și pe mine în familia voastră. Acolo, nu știu ce o să putea. Copil de mingi, orice, nu contează. Numai să fiu acolo în familia asta. Pentru că la un stăpân bun și bogat, cel mai de jos slujitor e mai bogat decât cel mai mare bogat singur. Da. Așa că soluție pentru orice fel de situație, dar și asta de sânziene, nu vă fie frică, pentru că atunci când ești cu Iisus Hristos, Maica Domnului și toți Sfinții noștri, e un respect foarte mare și în lumea spiritelor, să știți. Spiritele naturii respectă pe Iisus Hristos, e Dumnezeul lor, nu că respectă. Și cum tu când ești cu El în suflet și în buzunar, în icoană și așa, să nu ai liberă trecere. Ăla e pașaportul. Ăla e pașaportul nostru. Așa este. Și ne mai și ajută. La fel și un sfânt oarecare, că și el la rândul lui. Aici e frumusețea cu creștinismul și cu orice practică în care lumea e cinstită. O face cu adevărat. Ei se unesc într-un sistem cuantic, de fapt. Poate fi și o organizație, până la urmă, nu atât de bună. Poate fi chiar rea. Dar dacă ei sunt uniți în răutatea lor cu adevărat, dar ceea ce e cam greu să te unești în rău, ar trebui să ajungă departe. Și au ajuns.
Cum au ajuns în zilele noastre, trecem prin momente unice. Se promovează răul. Deci să nu ne ferim de asta. În ziua de azi se promovează răul. Ceva Da. care distruge se promovează. Noi trebuie să ne vedem de ale noastre, să-i lăsăm pe Da. cei care promovează răul să-și facă treaba lor. Noi ne vedem de treaba noastră. Păi da, noi suntem cei doi. Nu-i împuternicim de niciun fel. Păi nu-i împuternicim, da. Trebuie să știm. Și atunci și noi, la rândul nostru, trebuie să ne promovăm ideile noastre. Și asta și facem. Deci, eu zic așa, Să-mi cu... povestești un pic despre ritualul pe care tu îl faci al focului de sânziene și să-mi spui și dacă te duci să culegi plante și dacă în zilele astea lucrezi la ceea ce produci tu, dacă faci ormuz. El e în continuu. El e în continuu lângă mine și în lucru, ca să zic așa, pentru că el nu e viu, e în evoluție continuă. Și este, cum să zic, rezonează cel de pe biroul meu și de unde fac rugăciunile și tot ce fac cu cel care este pentru ceilalți și oriunde ar mai fi. Și atunci, într-adevăr, plantele le culegem pentru că ne trebuie să culeți aceia care conțin praf de aur, și care se folosesc pentru o descărcare a aurei capului, mai ales, se doarme cu el la pernă, sub pernă sau chiar lângă ca să miroasă, așa, și conține plante, într-adevăr, cele mai bune, printre care salvia, levănțica, drăgaica, melisă. Astea sunt plante toate relaxante unele. Melisa te relaxează, salvia te, mă rog, știți că alungă energiile negative. Levănțica este pentru dragoste, dar nu numai, la fel relaxează. Și așa mai departe, praful de aur potențează toată misiunea lor, sau mai bine zis, darul lor este potențat de lumina presărată prin acel praf, printre aceste plante. Și se transformă într-un aparat organic. Mai simplu, dar e, iau niște tubulețe așa mici pe vremuri, cu praf de plante și cu cristale. Erau din rusești, se puneau la gât și te protejau și într-adevăr simțeai o putere. Știu o poveste cu un aparat de la o conferință cu mulți oameni care vreau rău, s-a spart. Deci a protejat până când a explodat. Deci, și nu avea altceva decât praf de plante și niște cristale. Probabil mă gândesc elemente monoatomice. Mă gândesc, pentru că un cristal mai puternic ca aurul monoatomic nu există. Și chiar dacă este foarte mic sub formă de pulbere, tot cristal e mic. Pentru noi e mic, dar pentru lumea subatomică e mare. Și noi suntem și o lume infinit de mică, în parte într-o lume infinit de mare. Și atunci infinitul ăsta de mic lucrează cu particulele monoatomice pe care noi le putem asimila. Le putem asimila noi și din alimente sănătoase, organice, cum ar fi morcovi, la sol vulcanic, pe un sol natural vulcanic, morcovul conține rodiu monoatomic. Aloe vera, care crește din aer, nu știu din ce crește, că eu apă îi le pun foarte puțin și ele tot cresc. În pământul acolo aproape uscat cresc, cred că atrag din aer. Sigur atrag din aer. Altfel nu se explică. Și ce atrag aur monoatomic, conțin foarte mult aur monoatomic, aloe vera, cele pentru gel, că sunt unele mai subțiri care nu sunt chiar așa productive. Așa, și deci toate plantele acum pe care le culegem, de aia sunt așa de vindecătoare, pentru că eu presupun că din cauza creșterii în continuu a energiei solare, până la momentul ăsta, e cel mai mare. Energia solară, ce e? Lumină, da? Și lumina aia este cea pe care o absorbe ormusul, elementele monatomice, și care plantele, la rândul lor, le absorb prin apă în ele, le culegem și rămân cu mult element monatomic, multă lumină în ele. De aia se culeg acum. Cu cât trece mai mult timp, cu atâta energia soarelui devine din ce în ce mai slabă,
Dar asta nu înseamnă că până la iarnă nu e timp. E mai slabă, dar e. Dar acum e maximum și de aia. Forțează, dacă e și lună plină, nu știu cum pică luna. Luna mai forțează să tragă apa din pământ prin magnetism, măi, și odată cu apa, elementele monatomice din humă, din argile, intră în apă și din apă se pot colecta prin rouă sau ne putem spăla direct cu roua pe față la lună plină. Și uitați cum peste tot apar aceste elemente monatomice sau ormus, care sunt de mai multe Deci, 4 feluri. Nici... iunie, luna este în creștere. Cum? Este în creștere luna. Deci de la lună nouă și începe să crească. Da, este luna în creștere. Oricum, toate fazele lunii au anumite calități. Adică aduc bine pentru ceva. Când este în creștere, e pentru creștere. Când Este e tot ce vă descreștere, doriți să mulțiți. da. Sigur că da. Când e nouă, e bună pentru yang, bărbații, când e goală. Când e plină, femeile. Și am constatat clar, la lună plină, femeile nu pot fi contrazise. Nu prea ai putere, Nu n-ai se nici chef. crește, este bună pentru tot ceea ce vreți să crească, pentru lucruri, să începeți lucruri noi, să faceți lucruri care doresc să se mulțească. Când Da. este descreștere, și atunci este bună luna, pentru că este bună pentru tratamente. Dacă aveți anumite afecțiuni și doriți să se vindece mai repede, faceți tratamentele, mai ales cele alopate, în perioade de lună în descreștere, ca și ele să se ducă odată cu luna. Să scadă boala. Cadă boala repede. Da. Uite, vezi, Totodată, foarte pentru bine. cei care vor să-și tundă părul, să-și îl tundă pe luna în creștere, pentru că atunci crește bogat, repede. Da. Nu te apuci și să ții un regim de slăbit pe lună în creștere, că nu vei reuși, dar poți să-l ții pe lună în descreștere. Da. Și imediat ai să vezi rezultatele. Da. E foarte interesant. Păi asta e, noi trebuie să ne obișnuim cu ritmurile naturii, că cine merge pe valul știe Eu, să de înoate exemplu, pe val. țin cont de calendarul lunar. Și calendarul lunar și solstițiile, am înțeles ce e solstițiu, că e de vară, că e de vară, e clar, jumate-jumate, echilibru, acum trebuie să ne echilibrăm. În primăvară când începe, deci am ajuns să înceapă să crească, e egală luna, ziua cu noaptea sunt egale de Crăciun. Bun, acolo am scăpat de rău. Începem să creștem, ne bucurăm. Soarele stă cel mai mult pe cer. Da, acum suntem cu soarele și să ne bucurăm de soare și să-L cinstim pe Iisus Hristos că El e soarele. El dă puterea soarelui. El e soarele, ce sunt mai aici la noi. Dacii știau asta, venerau soarele, Dumnezeul nostru. El era, că nu-i zicea Iisus Hristos că nu venise cu numele ăsta, asta e altceva, dar El e aici de înainte de facerea tuturor lucrurilor. El a făcut îngerii. E creația Lui. Cine nu înțelege asta, riscă mult. Că noi nu facem așa ceva, că dacă aș fi făcut și eu un sistem de ăsta așa și aveam o lume a mea, știam, dar nu știu de așa ceva. Și oricum, chiar dacă aș avea, să zicem, că mulți se cred că sunt nu știu pe unde, nu știu ce, peste nu știu ce nivel. Chiar de-aia am fi de acest nivel. Să zicem că suntem Dumnezei, venim dintr-o galaxie, suntem Dumnezei de galaxie. Bun. Creator de galaxie. Am venit aici să ajutăm momentul ăsta, dar ne supunem regulilor încarnării. Adică în trup nu mai ești nimic. Asta e jocul. În trup ești un om, în funcție de cum te abandonezi, așa de bine vei fi cu divinitatea. Cu cât crezi că tu faci ceva, că ești un creator pe aici, cu atâta tu te vei rătăci spre ego. Eu văd, Dragoș, că din ce în ce mai mulți oameni se întorc la datin, se întorc la obiceiuri, se întorc la credință. Da. Că este singura Și ne șansă. bucurăm. Sigur că da, este într-un firesc și este șansa noastră să mergem mai departe. Dar unii, chiar acum când alții se întorc, se duc spre celălalt. Deci Fiecare în lume are. azi și în doi. Fiecare e mulțumit cu alegerea lui. Ei sunt foarte hotărâți. Cei cu statuile astea ciudate.
Avem liber Vorba. arbitru, fiecare se duce acolo unde simte. Foarte bine, și eu sunt de acord, dar nu mă obliga pe mine să-ți venerezi ție idolii tăi. Lasă-mă pe mine cu crucea mea și tu, dacă vrei, stai cu capul în jos toată ziua. Bag, pune-te invers. Treaba ta. Citește Biblia invers, că așa fac ăștia. Păi da, Nu eu trebuie. vreau să o citesc așa, ca omul normal. Ce ai cu mine? Dar are ceva cu mine. Dar treaba lor, că n-au ce să aibă cu noi, atâta timp cât, adică poate să aibă, treaba lor. Noi trebuie să mărturisim în continuare până la capăt. Pe Domnul nostru Iisus Hristos. Asta e cea mai mare bucurie care poți să ai tu pe lumea asta. Să te menții, dar câteodată ești atât de slab încât au căzut mulți oameni care au fost credincioși, creștini și s-au întors. Au fost pedepsiți. E un sfânt, ajuns, nu știu care s-a ajuns, e o poveste decât e o istorie. Un om care s-a întors la mahomedanism. Întâi era creștin și pe urmă să l-a convins, nu știu cum, un sultan, că nu e bine, i-a dat niște averi, niște chestii. Dar s-a dus la o mănăstire, nu știu, avea niște necazuri. Și a spus un părinte de acolo ce trebuie să facă. Și s-a întors la credință și bineînțeles că i-a tăiat capul sultanul, poate e mucenic, nu știu. Dar vreau să zic că s-au întors mulți oameni și au avut ocazia să se întoarcă din nou, deci niciodată nu este târziu. Chiar dacă ne-am rătăcit un pic, dacă am mai scăpătat, am mai uitat de Dumnezeu, am mai uitat de pornirile care le aveam în tinerețe, poate că am mai auzit și asta. Nu mai poate să roage oamenii. Eu cred că e și o frecvență care te oprește. Nu contează, mergem înainte cu ce avem, cu cât putem. Măcar adevărul să ne mai rămână. N-am putut să ne facem datoria față de ce ne-am propus. Exercițiile, rugăciunile, ceva. Dar măcar să nu ne mințim singuri. Deci, până aici să mergem cu lenea, cu delăsarea. Să nu mai și zicem că avem dreptate, că n-avem. Asta e. Să mărturisim, să înțelegem, să ne informăm. Eu v-aș recomanda să vă informați un pic despre Ormus, așa numit Orbital Rearrange Monoatomic Elements, ORME, se numesc, iar US e de la United States, pentru că descoperitorul lor în vremea modernă, sau mai bine zis, nu, descoperitor, da, hai, redescoperitor, nu știu. Da, am putea zice redescoperitor, pentru că ele sunt aici cu noi de la facerea lumii, deci nu poți zice că le-ai descoperit tu acum în anii 70, anii 80, David Hudson. Dar el s-a ocupat de ele și, într-adevăr, a apărut ca o descoperire. După aia și-a dat seama că egiptenii știau de ele de mult. Dacă ne uităm, ei chinezii știu de ele de mult, indienii de mult, esenienii de la Marea Moartă făceau de mult aur monatomic, precipitau apă de la Marea Moartă, din apa Marii Moarte. Așa. Cine mai avem? Dacii noștri de mult, amfora cu aur monatomic găsită în Munții Bucegi, cartea lui Radu Cinamar, Viitor cu cap de mort, nu trebuie să o luăm ca o ficțiune, v-am mai zis, nu e o ficțiune, uitați-vă pe YouTube și o să mai găsiți emisiuni despre cutremurele de bușteni din anii 90. Erau cutremure. Bun, deci aceste elemente monatomice, aur, îi spunem aur monatomic, dar să nu înțelegeți doar aur monatomic. E vorba de iridiu, de rodiu, de platină, paladiu, ruteniu, cupru, argint și multe alte. În general, toate cele din mijlocul tabelului lui Mendeleev sunt benefice sănătății în formă monatomică. Ele sunt benefice și în forma lor metalică. Știți că în ziua de azi există bomboane îmbrăcate în foleală de foițe de aur care se mănâncă cu totul, șampanie. Cu... Uite, în timp ce tu vorbești, eu arăt ofertele tale și Da. vreau să le spun prietenilor noștri că pentru români, că vorbeai de ormuțul făcut în alte țări, pentru noi Da. cel mai bun este cel extras de aici. E extras de aici, de la noi, și conține și părți, nu sunt foarte mari, dar sunt de apă din Tibet, din lacurile sacre ale Tibetului. Sunt niște ape foarte încărcate cu ormus, deci sunt practic numai ormus, așa că e precipităm de acolo. Și mai avem și de la Marea Moartă. Pentru că Marea Moartă, mulți spun, a, nu e cu Marea Moartă, nu, Sodoma și Gomora, îmi spuneau mie niște, să zicem, prea exagerați. Și eu m-am gândit și zic, da, Sodoma și Gomora a fost acolo, dar nu mai e. Și s-a alchimizat și s-a regenerat. Și probabil că
Da, nu știu unde ești taur monoatomic acolo, dar e foarte mult și n-are cum să fie rău. Așa că să n-amestecăm, că dacă cândva a fost păcat, acum a rămas păcat. S-a terminat din cauza exploziei care a fost acolo atât de mare de topit piatra. Așa că avem mai multe, nu doar de la noi, majoritatea este de la noi, dar avem și elemente din Tibet și din Marea Moartă. Și astfel creăm un ormus care are niște legături cu vechile locuri tainice ale acestui pământ, pentru că o să aflăm cât de curând va fi. E deja public, da? Cine vrea să caute, nu e la televizor, dar e deja public faptul că există tuneluri care leagă România de Turcia, mă rog, au ieșire și în Turcia, dar se duc până în Tibet și până în Egipt. Și dacă s-au dus în Egipt, am ajuns la piramide și la Marea Moartă. Dacă s-au dus în Tibet, am ajuns la lacurile sacre de acolo. Dacă s-au dus în alte părți, probabil că ies și în Anglia și în vest, unele tuneluri. Chiar unele ajung până pe partea cealaltă a continentului. Sunt făcute mai modern, mai recent, dar sunt și din antichitate. Deci pământul este practic brăzdat de căi de comunicație și prin interior. Și cândva, energiile astea erau unite. Așa că noi nu trebuie să zicem că ar fi rău să fie de undeva de unde există alte tipuri de inițieri. Însă, cel mai important este practica. Dacă face bine, te simți bine și te deschizi spre o conștiință mai liberă și mai focusată, eu zic că e foarte bine. Fără să creezi de dependență, eu zic că e o cale și spre vindecare și din punctul ăsta de vedere. Pentru că nu poți să te vindeci de o durere, de o boală fizică, dacă nu-ți vindeci problema sufletească. Și multe probleme sufletești îți țin capul pe loc, adică nu poți să te bucuri. Nebucurându-te, hormonii de creștere nu pot să fie produși, așa zis și hormoni de creștere. Sunt, de fapt, hormonii vieții care te fac să te simți bine. Serotonină să fii fericit, melatonină să poți să te odihnești când vrei tu, nu când trebuie să iei nu știu ce sau nu știu ce să faci, să stai până la 2 noapte să poți să adori. Să poți să dormi când vrei tu, să te relaxezi. Mai avem oxitocina care, tot hormon de creștere, face parte dintr-o viață echilibrată, armonioasă. Oxitocina înseamnă hormonul iubirii, să poți să iubești. Dacă n-ai oxitocina, ai vrea să iubești, dar nu poți să iubești. Nu mai știi cum e, nu poți. Tu zici, poate cu gura, dar nu. Trebuie să te îndrăgostești. În momentul când iubești, mai merge treaba cu oxitocina, te poți îndrăgosti. Dacă nu mai poți să te îndrăgostești, nu. Bun. Și mai avem dopamina care avem nevoie ca să facem ceva, că altfel ne propunem multe și nu facem nimic. Dopamina e starting action hormone care, cu adevărat, ai chef de treabă și te și apuci. Dacă ar fi acești hormoni în noi, în orice om care este blazat sau este deprimat, dar avea hormonii ăștia, în mod natural, el și-ar aduce viața, tinereția lui și când era el în formă, acolo, în momentul în care e acum. Asta face și ormus. Hrănește glandele corpului, hrănește în primul rând glanda pineală, care dacă nu dă ea comanda, cam greu să facă timusul că vrea el celule T. Deci trebuie să primească comandă de la glanda pineală, de la directorul general, prin directorul adjunct, care este glanda hipofiză sau pituitară, dintre ochi, al treilea ochi. Acolo e ochiul. Directorul executiv vede ce se întâmplă. Și de aici pornesc indicații către toate celelalte glande. Avem nevoie de adrenalină, să ne mișcăm repede cândva sau să facem față la un șoc, la un examen. Ne trebuie, dacă nu leșinăm acolo, nu faci față. Ai emoții, tremuri. Adrenalina te face să fii arct, nu mai contează, mergi până la capăt. Și tot așa, toate au ceva care ne trebuie în anumite situații de viață. Însă, de bază, ca să ne simțim bine, să zicem că trăiesc o viață bună, fericită, sunt hormonii de creștere. Și chiar și testosteronul. Avem nevoie și bărbații și femeile. Odată cu pierderea lui, începe îmbătrânirea. Testosteronul e necesar și bărbaților și femeilor. Pentru a-și menține tonusul. Prea mult te face mânios. Ba chiar exagerat. Dar prea puternic. Dar nu vorbesc de extreme aici. Eu vorbesc din toate ne trebuie. Un echilibru. Că uite, toți vorbim de sânziene și echilibru. Să ne rugăm să avem un echilibru total
în existența noastră care cuprinde și acești hormoni. E practic dat de sistemul de neurotransmițători. Echilibrul este dat de echilibrul sistemului nostru hormonal. Da. Parcă dirigează și gândirea, nu știu cum. Una gândești când ești calm și energic, și alta gândești când ești calm și n-ai energie, nu mai gândești, și alta gândești când ai energie și nu ești calm. Adică cu totul altfel. Așa este. Dragoș, vreau să închem cu o rugăciune frumoasă. Cu o rugăciune, nu știu, ce mai aparte sau cum vrei tu. Mai aparte, cel mai aparte, pentru că e ziua lui Ioan, prietenul meu, așa îmi vine mie să-i zic, Ioan Botezătorul, primul sfânt care mi-a plăcut mie, că nu știam eu câți sfinți sunt și câți reali, nu știam, nu îmi plăcea mie de Ioan și de Iisus Hristos. O să recunosc că nu mi-a plăcut, adică nu mi-a plăcut. Nu-i dădeam atenție prea mare sau deloc Maicii Domnului. O luasem pe calea aia în care cea că i-a zis femeie, tu ce a zis, că așa nu s-a zis că a zis. Și eu gata, o luasem pe asta. Și aveam probleme cu energia in. Da, mi-a dat Dumnezeu de m-am liniștit și am început să mă rog Maicii Domnului și am început să fac pace și mi-am dat seama că mă ajută mai mult decât frații mei masculini, care mă ajută și ei, dar ei sunt ca și băieții. Mama te ajută altfel. Mai ales când ești slab. Păi când frații, când ești slab, nu prea știu să te dojenească, nu prea le place să fii slab. Slab. Da. Și atunci hai să-i spunem noi lui Ioan. Adică citim și noi rugăciunea de la sfârșitul acatistului lui. Hai să-l găsim, că-l găsim repede. Iunie. Nu prea e, nu. Nu l-am aici. Nu l-am. Și atunci, dacă nu l-am, nu l-am. Înseamnă că nu trebuie. Las că citim așa. Ceva frumos? Uite acum vom vedea. Dacă tot e vorba de recolte și de roade și de spor, hai să citim o rugăciune pentru spor, pentru ca să avem roade bogate anul acesta. Să mai culegem și noi ceva de pe câmpul ăsta. Bun. Și asta e luată din cărticica asta care o găsiți toți. Și să știți că sunt foarte bine făcute. Așa, nașterea, bun. Așa. Uitați aici. Hai să vedem, că orice rugăciune e bună, dar dacă așa m-am gândit că astăzi e o zi în care roadele cam ar trebui să înceapă să se coacă. Bun. Veselitul m-am de cei ce mi-au zis, mie, în casa Domnului voi merge, iar eu într-o mulțime a îndurărilor tale, Doamne, voi intra în casa ta. Închinam-o voi în biserica ta cea sfântă, Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea ta, pentru vrășmașii mei îndreptează înaintea ta calea mea, ca fără de alunecare să preaslăvesc o dumnezeire pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum purea și în vecii vecilor. Amin. Prea curatului tău chip ne închinăm, bunule, cerând iertarea greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că ai binevoit să te sui cu trupul pe cruce, de bunăvoie. Pentru aceasta, cu milință strigăm ție, toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitor nostru, Tu, care ai venit să mântuiești lumea. Amin. Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești izvorul milei, învrednicește-ne pe noi milostivirii tale, caută spre poporul cel păcătos, arată-ți puterea ta întotdeauna, căci nădăjduind întru tine strigăm cum ți-a strigat ție oarecând Gavril, mai marele voievod al celor fără de trupuri. Bucură-te! Amin! O rugăciune care a fost bună, dar nu am găsit cu pentru ca să avem și noi spor. Toate că a fost foarte frumos, am pomenit și pe Maica Domnului și pe Iisus Hristos, dar totuși nu mă las până nu găsesc ceva pentru... Așa, bun. Acum, imediat. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule unule născut al Tatălui, celui fără de început, care în Sfânta Ta Evanghelie zis, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez.
Tu, Doamne, cel ce ai grăit prin gura prorocului tău David, Iehova omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Și iarăși tu ai hotărât prin gura fericitului tău apostol Pavel ca cel ce nu lucrează să nu mănânce. Apoi însă tu ai grăit cu preacurata ta gură, fără de mine nu puteți face nimic. Și orice veți cere de la Tatăl în numele meu, eu voi face. Doamne Dumnezeu, ascult din toată inima dumnezeieștile tale cuvinte și cu milință alerg la bunătatea ta rugându-mă, ajută-mi cu harul tău să săvârșesc lucru ce l-am început în numele tău, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ajută-ne, Doamne, să săvârșim și noi lucrul nostru și să culegem și noi roade din munca noastră când va veni vremea recoltei. Doamne ajută, așa să fie. Îți Da. mulțumesc tare mult și îți doresc să ai în continuare o seară frumoasă, să vină tot binele la tine acolo în gospodărie, Să să... vină binele care Dumnezeu vrea să vină la mine. Că dacă vine tot, nu știu dacă pot să-l gestionez. Și așa zic, Doamne, dă Tu ce știi Tu bine. Că dacă vine tot binele la mine, mamă, îți dai seama ce mă fac. Nici cu amândoi nu o să putem să-l gestionăm. Lasă, Așa că mai că... dai și la alții. Păi asta e, dar tot binele m-ar da peste cap. Să ne vină la toți un bine cumpănit de Dumnezeu, exact ca să ne mântuim, să ne fie bine, să putem trece ușor aceste încercări care se pare că le avem în viață, dar se pot trece ușor dacă Dumnezeu e lângă tine, orice ar fi. Că e examen, că e ceva, dacă Dumnezeu te ajută, nu simți. Sigur că da. Și să mai facem o etapă, aș vrea, da, într-adevăr, spre bine, că am văzut că în viață ai un nivel la care te stabilizezi. Dumnezeu, dacă vrea, ne mai ridică și nouă ștacheta un pic, adică ne mărește salariul, cum ar fi. Că v-am mai spus că banii, tot ceea ce consumăm noi într-o lună, nu sunt că merităm noi neapărat că am făcut noi ceva. Nu, asta e meritul nostru divin. Exact care e traiul nostru, e traiul nostru, așa merităm și cam așa se compensează, cumpănește el cu misiunea pe care o avem noi. Dar am putea trece mai sus un pic. Da. Și ne rugăm la Dumnezeu să ne mai ridice o etapă. Da, Și îți să-i mulțumim mulțumesc. anticipat. Îți mulțumesc, Dragoș. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și astăzi să fii cu noi. Dumneavoastră vă mulțumesc, vă doresc să aveți o seară minunată și ca de fiecare dată vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși, iar acum nu închideți, vizionați filmulețul despre Ormus, să ne revedem sănătoși, seară bună. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, numai bine și să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Doamne ajută! Aurul a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri ca un metal prețios. În forma lui monoatomică însă, el devine prețios și pentru sănătatea trupului, sufletului și spiritului nostru. Astăzi, acest elixir, că este un elixir, îl numim Ormus. Însă, în decursul timpului, a fost cunoscut sub mai multe denumiri. Poate cea mai cunoscută dintre ele este mana, denumirea de mana pe care o știm din Biblie. Și mai recent, în Evul Mediu, el a fost numit piatra filozofală. Dacă doriți mai multe informații despre acest subiect, aveți această carte, Ormus, aur comestibil, adevărul despre piatra filozofală, pe care o găsiți pe site-ul nostru www.aurudacilor.com. Acest elixir numit Ormus în medicină se remarcă cu anumite calități deosebite. Poate cea mai importantă dintre ele este reducerea durerilor articulare. Este un bun remediu pentru reducerea durerilor articulare și gută. În același timp, va reda tonusul muscular. Fibra musculară se va simți bine. Reglează funcția pancreasului, odată cu ea reglează glicemia și în același timp va regla și digestia, adică funcția pancreasului pentru digestie, enzimele pancreatice. El întărește și regenerează sistemul osos, va lucra deci sinergic în tot corpul, holistic, de fapt, în toate aspectele ființei noastre umane, spirit, trup și suflet. Dar ne referim acum la trup, va regenera și va regla funcția sistemului reproductiv. Iar în ceea ce privește psihicul nostru, va elimina oboseala și depresia și va regla somnul, va readuce starea de bine și pofta de viață și va elimina anxietatea și frica. Complexul de aur, iridiu, de rodiu, în forma lor monatomică, vor face ca toate aceste lucruri pe care le-am pomenit mai sus să se întâmple mai repede decât în mod normal, pentru că iridiu accelerează rata metabolică și deci vindecarea, iar rodiu va îmbunătăți imunitatea, acționând asupra glandei timus, glanda inimii. Și odată cu această influență asupra glandei timus, vom avea și o inimă mai relaxată, mușchii inimii se vor relaxa,
calitatea sângelui va crește și deci sistemul circulator va fi mult sprijinit și regenerat în ansamblu, dar mai ales vor fi ajutate vasele de sânge, ormus sau aurul monoatomic. Acest elixir, care îl am aici în mână, este sub formă de soluție, se iau doar 2 ml pe zi. Va ajuta mult venele și arterele, elasticizarea lor. Sistemul endocrin va beneficia și el de acțiunea acestui elixir, acțiunea elementelor monoatomice, pentru că ele, elementele monoatomice, sunt parte componentă a glandelor noastre. Aurul monoatomic împreună cu celelalte elemente monoatomice vor face acest reglaj al glandelor corpului nostru. De exemplu, glanda epifiză sau pineala. Toată lumea a auzit de ea, are formă de pin și ține legătura cu universul, cu adaptările noastre genetice la schimbările prin care trecem. Dar în același timp are o funcție foarte importantă. Produce melatonină și deci aduce somnul și relaxarea. Glanda pituitară sau hipofiza, care este în spatele ochilor, are rolul de a produce serotonină, care este hormonul bucuriei și fericirii. Și avem glanda timus, despre care mai vorbim mai devreme, care înconjoară inima și care are un rol foarte important în producerea hormonului iubirii, oxitocina, și cea de-a doua funcție produce limfocitele T, deci susține sistemul imunitar. Luate pe rând, elementele monoatomice vor ajuta toate celelalte glandele, tiroida și paratiroidele, le avem aici, care reglează echilibrul calciului în corpul nostru. Pancreasul, știm foarte bine ce face pancreasul, suprarenalele, voința, puterea și dopamina și adrenalina. Și mai avem glandele reproducătoare, care nu sunt folosite doar pentru a ne reproduce, nu le folosim. Au alte funcții, au și alte funcții în viața noastră. Ca urmare, elementele monoatomice, ormusul acesta despre care vorbim, acest elixir, va ajuta sistemul energetic, respectiv fiecare ceacră în parte, deoarece ajută glandele. Glandele au corespondent în lumea energetică, în lumea astrală, în lumea nevăzută, ceacrele. De aceste ceacre depinde foarte mult starea noastră emoțională. Subiectul pe care îl vom dezvolta, poate, în cadrul cursurilor pe care le fac, despre ele veți putea afla tot pe site-ul www.aurudacilor.com. Deci, în forma lui monoatomic, aur, iridiu, rodiu, platina, paladiu, ruteniu, argintul, cupru, și așa mai departe, refac de fapt lumina pierdută a aurei noastre energetice, pentru că mai întâi avem o problemă la nivel energetic, de întuneric în aură, și apoi la nivelul fizic. În concluzie, ormus, acest elixir miraculos, merită, din punctul meu de vedere, să-l cunoașteți și să-l încercați. Vizitați site-ul nostru www.aurudacilor.com, unde veți găsi și cartea aceasta. Și dacă tot am amintit despre cursuri, ar fi bine să vorbim și despre o terapie complementară curei cu ormus, mai exact despre sacroterapie. Cine dorește să afle mai multe detalii despre sacroterapie, acest tip de terapie deosebit, este invitat să acceseze www.aurudacilor.com sau să sune la numărul de telefon care îl vedeți afișat pe ecran. Și uitați cum o tehnologie cosmică a ajuns în acest aparat imunocub care efectiv purifică nu numai aerul atmosferic, omoară microbi, virus din atmosferă, dar de asemenea poate să purifice apa și produse alimentare. Anihilează toate impuritățile, toate produsele negative, inclusiv euri care se găsesc acolo, pentru că descompune absolut tot ceea ce este impur la nivel molecular. Singurul obiect de care nu m-aș putea despărți. De ce? Pentru că într-adevăr te poate ajuta întru totul. Întru totul. Un obiect care reușește să-ți purifice aerul, apa și alimentele, înseamnă totul.